cea de-a 19-a ediție a Școlii Francofone de Vară, Jean Montreuil, închinată celui care a avut această idee în urmă cu 19 ani de a deschide o școală de vară în universitatea noastră și în Universitatea din Iași, împreună cu alte universități din Franța. Este vorba de Universitatea Lille Nord, Universitatea din Nantes, Paris Sud și Universitatea Liberă din Belgia. Profesorul Montreuil, care s-a stins din viață la datorie, deci aici, în acest amfiteatru, în urmă cu 2 ani și jumătate, a gândit această școală prin două prisme. În primul rând, îmbogățirea bagajului științific al participanților, iar în al doilea rând, organizarea în această școală a unor activități practice cu care studenții să deprindă anumite abilități în domeniul cercetării celulare și moleculare. Între timp, Institutul nostru de Științe al Vieții s-a dezvoltat foarte mult, întrucât putem să organizăm sub directa îndrumare a invitaților noștri prezența astăzi la această deschidere festivă, să o spunem, și această conferință de presă a multor tehnici de laborator care vor fi transmise cursanților. Abordăm trei domenii noi, trei domenii diferite. În primul rând este un domeniu al medicinei regenerative. Lucrăm în domeniul cartilajelor autologe, deci să transplantăm cartilajii la diferite nivele. 2. Bioterapie, cea mai nouă tehnică a biologiei celulare, prin care încercăm să vindecăm boala cu o altă celulă care să reacționeze în locul celei bolnave. Și în al treilea rând, maladiile neurodegenerative, cele care produc boala Parkinson, Alzheimer și alte boli neurodegenerative. Acestea toate sunt boli actuale, deci tematica școlii noastre, patologie și farmacologie medicală și moleculară, biotehnologii, se referă în special la modalitățile de combatere a unor boli extrem de actuale și răspândite și în județul nostru. În mod precis pentru cursanți, care primesc 24 de credite din partea Uniunii Asociațiilor Farmaciștilor din România, va avea un mare răsunet la noi, atât în Arad cât și în țara noastră, și va fi un beneficiu pentru cei care au profitat timp de 7 zile de o instruire la nivel internațional. Cea de-a 19-a ediție a acestei școli de vară, eu mă uit sus pentru că a fost inițiată și organizată 16 ediții de profesorul Montreuil. Sunt bucuroasă că poate continua datorită inițiativei conducerii Universității Goldiș. Sper din tot sufletul meu ca această școală de vară să aibă aceeași misiune pe care a conceput-o profesorul Montreuil, să se adreseze tinerii generații care va prelua ștafeta de la noi, care va continua cercetarea în România. Sper că în România cercetarea biomedicală își va ocupa locul bine meritat și sunt în aceeași măsură optimistă și bucuroasă că se leagă colaborări în continuare cu colegii, cu frații noștri francezi. Această școală care a devenit o tradiție pentru Facultatea de Medicină în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad ne oferă multe oportunități de a identifica parteneri, de a identifica noi teme de cercetare în domenii de vârf, medicina regenerativă, patologii degenerative, biotehnologii, cercetare interdisciplinară care îmbină echipe atât din Facultatea de Biologie, din Institutul de Științe ale Vieții, cât și din cadrul facultății noastre, cu toate specializările pe care le deținem.